După câteva zile de căutări, polițiștii l-au prins pe autorul tâlhăriei produse în localitatea buzoiană Cilibia. Este vorba despre un bărbat de 28 de ani din Ialomița. În noaptea de 5 spre 6 ianuarie, individul l-a bătut pe un taximetrist în vârstă de 61 de ani, tot din Ialomița, după care i-a luat toți banii și bunurile de valoare și s-a făcut nevăzut. Polițiștii au reușit să dea de urma tâlharului exact în momentul în care acesta se pregătea să fugă din țară cu avionul. Agresor agresorul este cercetat acum pentru tâlhărie calificată. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie calificată. Cercetările continuă în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a comis fapta. Taximetristul jefuit și rănit ușor a refuzat internarea la momentul tâlhăriei.